Furt de motocicletă surprins de camere. Un bărbat în vârstă de 38 de ani din capitală a fost reținut de polițiștii de la Botanica, fiind suspectat că a sustras o motocicletă parcată pe noapte în curtea unui bloc locativ. Incidentul a fost înregistrat video, oferind polițiștilor dovezi clare pentru identificarea și reținerea rapidă a suspectului. Potrivit imaginilor, bărbatul ar fi urcat pe vehicul, însă, pentru că nu a reușit să pornească motorul, acesta a scos motocicleta din ogradă, mișcând-o cu ajutorul propriilor picioare. După ce proprietarul bunului s-a adresat la poliție, oamenii legii au reușit să identifice bănuitul. Acesta nu reușise să vândă motocicleta furată, așa că ea a fost returnată proprietarului. În baza celor constatate, oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru furt, iar dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o amendă de până la 67.500 de lei, până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar detenție pe un termen de până la 4 ani.